Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din God of War. Haideți să continuăm și să vedem ce reușim să facem în acest episod. Bun, trebuie să luăm barca asta. Haideți să vedem ce trebuie să facem noi aici. Probabil trebuie să dăm foc la rădăcinile astea. Haideți să vă arăt că am făcut aici la skill, ia să vedem noi. Deci am tot, frate. La topor am tot luat. La scut am tot luat. La săbii momentan am tot luat, pentru că trebuie să fac level 4 și 5 la ele. Și la Atreus la fel. Vedeți, mai avem două acolo, dar încă nu sunt deblocate. Deci am luat tot, frate. Aici la fel am pus, ia uitați, avem aproape level 6. Mai avem puțin, umplem acolo frumos, uitați-vă un colț în dreapta, unde e 5 acolo. Mai avem puțin și facem level 6, deci e foarte bine. Și acum să-i dăm bătaie. Give me space to work. Ce, trebuie să mai dau? Ah, nu, ok. You have done enough. Păi ce? Trebuie să mai fac ceva? Ah, gata. Ia să vedem. Yeah. A, probabil putem. A, ba nu, nu cred că putem să fac chestia asta. Dacă nu dădeam foc la alea. A, acum pe partea cealaltă, da. Sau nu, este. Dacă trebuie să fac ceva. We'd still need to sail up a waterfall somehow. The Vanir built the greatest ship that ever was and it can fly. Skiplothnir. Ok, gata. Ne mișcăm. E bine. This was not. Nevertheless, this is the boat we have. Oh my god. On perhaps the biggest iceberg I've ever seen. At least the fire's making heat. What now? Ia să vedem noi. Trebuie să fac ceva, da. Give your father room. So now the sails are loose? Just watch. Ia să vedem noi ce am făcut. Probabil ea. Te smut din nou aici. They're pulling the sails down? But how are they gonna catch the wind? Bă, mă lași. Zburăm, du-te în puii mei. Bă, ce tare, frate. A, o să rămânem blocați. Da. Ia stai să vedem. Că avem aici chestii noi. Păi nu luăm noi tot ce găsim? Luăm tot ce găsim, frate. Stai un pic, întâi trebuie să fac așa. Aaa, interesant. Uite acolo un chest. Și mă duc după el. Our ship's lodged on this bridge. Da. A, trebuie să a rămas acolo. Păi ce ai făcut, mă, nenu? Că nu vreau să... Bă, de ce ai făcut chestia asta? Că eu nu vreau să cobor, frate. Dacă mă duc la chestul ăla.
Să vedem, trebuie să fac ceva aici. Nu trebuie să fac. Uite că până la urmă mi-am dat seama. Bun, și am înțeles acum. Și n-am cum să mai cobor pe aici. Trebuie să iau pe aici. Bun. Asta era jumecheria. Bine că am chemat toporul. Nu prea a fost ceva important așa de luat de aici. Mai mare deranj. Dar știți ce mă gândesc? Să mai fac o probă. Merită încercarea. Ia să încercăm noi ceva. S-ar putea să fie sub liftul ăsta vreun chest din ăla important. Așa am mai pățit. Stai mă, trebuie mă, că știu ce trebuie să facem. Știu, mi-am dat seama ce trebuie să facem. Stai un pic, că caut și eu aici să vedem. Da, nu e nimic. Cum naiba de nu l-am văzut, mă, frate? Ia uite, mă, frate. Bine că mint. Bun, băi, dar totuși aș fi vrut viață, frate. Viață. Bun, și acum să continuăm. Ia să vedem. Wow. Wait for me there. Acum s-a blocat acolo. Wow. Aoleu. Vă mă lași? Bă, mă lași. Aoleu. Bă, nu te cred. Da, am băgat și ceva tricuri noi. We need to talk, brother. You do realize it's over, don't you? Even if we make it back to Midgard, you and Baldur destroyed the only gate to Jotunheim. We are out of options. And that boy up there, he's in nine kinds of pain. His head's turned so far around. Atreus is not your concern. Well, he might become everyone's concern if you don't do something. You don't have to be the smartest man in the world to see that. Da. Deci n-am văzut eu chestul. Nu mi-am dat seama că era gheața asta, deci chiar n-aveam cum să ajung la el. Dacă nu ridicam asta, deci am făcut bine, frate, că am procedat așa. Bun. Atreus. Hai, Atreus. I can help? Păi da. Together now. Ok, stai că eu vreau să beau cafea. Stai că trebuie să dau aici. Să apăs aici. Hai. Asta e. We did it. We're free. We are going to get out of here. Grace me, father. It is time to end this. Oh, yes, my son. It is time. Bă, de ce vrei să te confrunți cu Zeus? Do you know who that is? I do not know. Nu avem viață aici.
Aoleu. A, păi se putea, mă, frate. Păi se putea. Da, mă, cu minte, mă. Bă, mă, lași. Stai că, nu știu ce să zic eu, dar nu cred că or să fie doar ăștia. Cred că o să avem parte și de monștri mai puternici. Dar până acum nu mi-a dat nimeni nicio lovitură, frate. Wow. Wow. Bă, mă lași. Ce ai făcut, mă? O știai pe asta? Sau pe asta? Wow. Dar nu știam eu pe asta. Cred că întâi trebuie să scap de ăștia. Bă, dar nu se mai opresc. Așa, hai. Mamă, cum e barca asta noastră, corabia asta noastră. Ed, how long before we reach the temple? Yeah, it's freezing. As long as we maintain this speed, episodul am zis barca, dar mai bine corabie, pentru că e mai corect spus corabie. Nu mai contează. Unde ești, mă? Pe care tragi, mă? Aaaa. Aaaa, de ce am făcut chestia asta? Din greșeală. Acum am observat eu că se încarcă ceva și la săbii. Un foc așa, vedeți? M-ar veni acum, e plin. Înseamnă că pot să mai fac vreo putere ceva. Prea simplu, frate, prea simplu cu ăștia. Bă,
Puncte, puncte. Ah, ia să-mi primul că trebuie să aprind aici. Wow. Ah, asta e șmecheria, mă. Trebuie să mă duc și în partea cealaltă. Trebuie să întrețin focul aici. Trebuie să rămân mereu aprins. Deci dacă nu făceam chestia asta, mă luptam până mâine cu ăștia. Trebuie să mă mai uit pe aici, că mai sunt chestii din astea de la... A, stai că n-am cum să... Hai mori! Stai mă că am luat toată viața, n-ai. Stai să dau după ochiul ăla că... Wow! Băi, știam că pot să fac chestia asta, dar nu știam cum să o activez. Deci pot să o fac când nu am toporul la mine. Ai, șmecher, frate. Ma, păi vreau să fac pe asta. Mamă, ce tare, frate. Hai să arunc toporul și să o fac așa, mișto. Aaa, ce mi-a făcut-o nebună. Hai că i-am dat direct, așa n-am auzit. Wow, oleu, uechi, explozibil. Am foarte multe scheme, dar nu știu să le fac momentan. Sunt și multe, frate. Mimir, how's the fire staying lit? Would you believe magic? Or those blades? Dar sincer vă spun că eu credeam că o să mă lupt cu asta în joc, cu pasărea asta imensă. Care mă... A, pot să sar așa. E nașpa că nu pot să mai iau asta. A, hai că le-am luat. Wow. Am înțeles, am înțeles. Băi, ce am greșit. Deci trebuie să am grijă cu focul. Să... Mare, mare grijă. Să nu se stingă. Oh!
Sau probabil ăștia. Ăștia-l sting. Da. Aoleu, frate, nu te cred. Ești nebun? Ești nebun? Băi, am nevoie de... De ăsta e bun, e bun ăsta. Că o să-l iau pentru mine să-l călăresc. Se omor pe ăștia. Așa, mă, frate, mă, că avem puteri noi și pentru Atreus. Asta e, mă. Am vinut cu astea, călăresc. Am vinut cu atâta pe aici. Așa, mă, frate. Hai, acum mori. Ok, trebuie să mă duc aici. Ah, mano. Trebuie să îi omor pe ăștia întâi. Stați, mă, că am și de luat ceva de pe aici. Dar chiar așa nu mă lăsați. Hai să vedem. Bă, mă lași. Trebuie să rup corabia în două, frate. Mă. De fapt, hai că un sfert din ea am rupt. Oh my god. It is time, my son. Look around at what you have done. Bă, nu te cred. Trebuie să mă lupt cu Zeus. Ah, ba nu, ne arată o amintire. Ba, aici îl vedem și noi pe Kratos, ăla vechi. Cum l-a omorât pe Zeus. Revedem scena. Și treaba e că vede și Atreus. Ma. Come on, we gotta go. You saw. There's no time. Look. Whoa. Deci Atreus acum știe și el. A văzut că Kratos și-a omorât tatăl. Kratos a rămas așa, nu știu. Ma, ce tare. În loc să rămână traumatizat, să zicem noi, Atreus a rămas Kratos. De ce a văzut? S-a văzut pe el în tinerețile lui. Și a văzut chiar scena când l-a omorât pe taică-su, pe Zeus. E bine că nu e afectat Atreus momentan. Ia să vedem. Oare pe aici trebuie să o iau sau? Dar mă, frate, că nu e bine.
Come on. What is this place? This is Odin's. I'd recognize his atrocious taste anywhere. Păi stai, frate. Ori pe aici, ori pe acolo, că nu știu. Nici nu mai mi-arată acum. Ah, da, pe acolo e bine. I think this is where Odin brought all his best clues about Jotunheim. Da, pe mine asta mă interesa. Wow. Epic. Bonus to all stars. Wow, epică, frate. Deci e și epică. Avem legendară și după aceea epică. Nice. Hai să vedem. Look at that. It's the missing panel about here. Ah. Odin must have stolen it. But why? He always has his reasons. Știți că am găsit noi o din asta și lipsa, lipsa. Da, e prea de dimineață. Lipsea partea asta. This is most unexpected. Și uite că am găsit-o aici la Odin. What does it mean? I haven't the foggiest. Isn't that unexpected? Head. Look, clearly that's Tyr. Traveling somehow. Perhaps magically. But what's that to do with the giants that they should devote a shrine to it? I'm afraid that is none too clear. What are those runes in the corners? Not runes. Symbols from different lands. They mean war. Aye. Avem și simbolul acolo. This one I know too well. Îl cunoaște foarte bine. Deci Kratos cunoaște foarte bine semnul ăla, simbolul ăla. His eyes. Avem acolo și Egipt, vedeți? Like yours. Oricum jocul ăsta sigur o să continue. Asta e sigur, asta e sigur, frate. Give me a closer look. Ia să vedem. Interesting. Wow. Very interesting. What is that? Secret plans concealed by Tyr so none could access but him. And those few others the giants trusted. And right under Odin's nose, I did promise I'd get you to Jotunheim. What do you mean, Ed? You said we were out of options. Don't you see, brother? Odin never gave up hope, and neither should we. He knew there was a clue in here, but we're the ones who found it. These plans are for a key to some chamber Tyr's kept hidden. I don't know where it's leading or what we'll find, but it's a path. Bravo, mă, Mimir, bravo, ești tare. Ba, însă e prea de dimineață acum așa. Tocmai ce m-am trezit și m-am băgat direct să joc, pentru că n-ai, frate, jocul ăsta îl joci zi-noapte. Ești mecheră. Da, și cred că știu care e manevra. Știți că am fost noi în camera asta și am văzut niște săgeți. Și chiar am zis, băi, oare ce fac astea, ce o să facă astea dacă face ceva? Și uite că face. Dar haideți să vedem ce. Hai să continuăm. Oricum, mult nu mai avem din episodul ăsta, mai avem un minut și câteva secunde. Trebuie să mă uit mai atent, să nu ratez vreun chest ceva. Boy. Before, when you saw. I didn't see anything. A zis ce că n-am văzut nimic. Nu mai văzut cu cineva? Un om bătrân? Ce om bătrân? A, deci n-a văzut. Ok. Sau nu se știe, nu se știe. Poate să zic așa. Poate să ne păcălească Atreus. Să zică că n-a văzut, dar de fapt a văzut. Hai să vedem. Hai că e în regulă. Putem să mai accesăm asta.
Dar nu știu unde, aici trebuie să... Asta e când nici acolo. Jotunheim ăsta, dar nu e. Ok. Return to Midgard. Pe cred că noi acolo trebuie să ne ducem. Hai să vedem. Oricum, după ce o să încheiem povestea jocului, vă asigur că o să joc și misiunile secundare și tot ce mai e prin joc. O să călătorim în toate tărâmurile. Stați fără grijă. Nu o să ratez nimic din jocul ăsta. Vreau să-l explorez la maxim. Ed, tell-mi Baldur's vulnerability. Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Wait, what is happening? He is bewitched not to speak of what he knows. I am? Deci e vulnerabil la orice. Baldur. Deci nu ai ce să-i faci. But back when I figured out Baldur's weakness. I'm here. Yes, lad. You just said you figured out Baldur's weakness. Yeah. Did I? But Baldur is blessed with invulnerability to all threats. Physical or magical. This means there is a way. Deci e o cale. We will find it. Deci are o slăbiciune. O să o găsim noi când o să ne mai luptăm cu el. Bun, ne oprim aici cu acest episod. Vom continua fix de aici. Sper că v-a plăcut acest episod și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!